La sala de carte, dimineți cu Pașa, chiar într-o dimineață, la Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale, cu Chris Andron. Tu ești vorbăreaț, așa? Foarte. Foarte? Și da. Când mai ai timp să se scrii? Sunt. Da? Noi ăștia de la radio vorbim, ok, și nu prea scriem, dar tu, iată, ești și vorbăreață și și... Multitasking. Multitasking? Da. Ești iubitoare de animale, după câte am aflat eu din prezentările pe care au făcut cei care au fost prezenți la această lansare. Ce te-a determinat să pui însă gândurile tale pe hârtie? Eu am un blog. Și eu am un blog. 2007. Și toate eseurile astea au apărut pe blog, în urma întâlnirilor cu diversi oameni, diverse animale. Mm-hmm. Și acum, având în vedere că mama era în spate și haide, scrie așa de frumos, dar haide, scrie, dar haide, nu știu ce. Le-am adunat pe blog și le-am pus în pui de carte. Bun, și când? Când scrii tu pe blog? Sau când? Dimineața, noaptea? De exemplu, dimineața, Pașa, le-am scris eseul la viitor, după ce plecam Pașa în oraș. Pașa fiind? Cățelul. Ca să știi și... Da, Pașa este cățelul care venea cu mine până la servici și dăm de mâncare. Cățelul și cățelul. Și? Care acum nu mai există. Nu? Bine, cred că a luat-o cineva acasă și are grijă de ea. Un moment de hinghie sau alte cele, da. Nu ne băgăm în domeniul ăsta. Care sunt animalele tale? Toate. Toate? Da. Și de la șerpi, reptile, până la cușinșile, ștulei, tot, orice mișcă. Mai sunt și texte care așteaptă să fie puse, dacă sunt pe blog, în altă carte? Da, da. Fiindcă nu, eu nu atunci am văzut cartea copalită, mi-am dat seama cât de subținică și am zis că trebuie să mai adun, să mai crească. Lala? Cum a spus la Cristi. Da, ok. Hai să văd. Avem Lala de ce citim. Da, ce Lala este o prietenă foarte, foarte bună și dragă. Ne-am întâlnit în prima an de facultate, în prima lună de facultate, de fapt. Mâine o să plec la București la nunta ei. Și... O să-i duci o carte? Bineînțeles. Trebuie să mă lau și eu ceva. Da. Dar de unde vine pasiunea asta de scris? Mama ta este doctor stomatolog, da. Nu? Tatăl cu ce s-o ocupă? Inginer constructor. Și strigă din când în când, nu? Cum a fost cu hoții, cu acasă? Da. E foarte interesantă chestia. Nu, eu strigam la tata din grădină, îl strigam pe tata și îl strigam tată și el este, zice, cine-i? Cine întreabă cine-i? Cine te strigă tată în afară de fiică ta? De la ei? Ei scriu sau... Mama, are întâlnate astea artistice, dar scris întotdeauna. Da. Mai prost, mai bine, mai puțin în mers, dar scris. Dacă ar fi să o iei de la început? Același lucru. Bine, mai mult. Același lucru și mai deci, mult. Nu doar. Da, da. Și citiți această carte, unde poți să o găsesc pe Meghișeni sau e la salonul de carte? Nu este deocamdată. Poți să ceară de la mama sau de la mine, sau în variantă electronică. Da, bun, sau dacă nu pe blogul tău care e plăcută. Da, sigur. Poți să vă rog să le mulțumesc pe doamne la Dumnezeu. Chris Dreams, blogspot.com.